Salutare, sunt Răzvan de la Digital Dryad și în acest tutorial despre Woodwatcher vom intra în detaliu în modul în care funcționează și vom răspunde la întrebări. Cu cât înțelegi mai bine modul de funcționare al acestui instrument, cu atât vei reduce greșelile, vei reduce erorile și vei măsura mai precis. Prima întrebare. Uneori forma unui buștean nu este circulară sau ovală, ci foarte neregulată. Cum reușește Woodwatcher să calculeze corect volumul? Woodwatcher este în stare să lucreze cu orice fel de formă, la modul general cu orice poligon. Să luăm această imagine ca exemplu. Observăm acest buștean cu o formă neregulată. Cu toate acestea, a fost desenat un cerculeț verde deasupra lui. Haideți să mutăm acest cerculeț și să apăsăm pe butonul de poligon. Butonul de poligon ne arată poligonul acestui buștean. După cum vedem, Woodwatcher a fost în stare să aproximeze foarte bine acest poligon. Care este legătura între area poligonului și area cerculețelor verzi? Sunt egale. Cerculețele verzi au area egală cu area poligonului din care provin. La modul general sau la modul foarte extrem, Woodwatcher este în stare să funcționeze inclusiv pe lemnul spart pentru foc. Ne cam încurcă cerculețele. Haideți să le dăm la o parte și să apăsăm pe butonul de poligon. Facem puțin zoom. Vedem că, chiar și în acest caz extrem, Woodwatcher este în stare să aproximeze corect. Ce se întâmplă dacă variem textura sau unele lemne sunt ascunse sau unele lemne au culori diferite? Haideți să vedem. Exemplu. Aici observăm că avem lemne ascunse și lemne de culori diferite. Chiar și așa, Woodwatcher funcționează. Ce se întâmplă dacă pun referința greșit? Bun. Referința este un element foarte important. O greșeală des întâlnită este de a sprijini mira de stivă, ceea ce înseamnă că mira va fi la un unghi față de stivă, iar atunci când o vom măsura, va avea o înălțime mai mică decât înălțimea reală. Aveți grijă, deci, să nu sprijiniți mira de stivă. Puteți să o puneți corect vertical în fața stivei, dar paralel, sau să o plasați orizontal la marginea stivei. Nu am un exemplu. Ce se întâmplă dacă pozezi stiva la un unghi? Nu central și nu perpendicular. Haideți să luăm un exemplu. Acesta. Vei avea două tipuri de erori. Distorsiuni din cauza perspectivei și distorsiuni din cauza unghiului alfa, diferit de 90 de grade. Din cauza perspectivei, buștenii mai apropiați, gen acesta, va părea mai mare chiar dacă este egal decât un buștean mai îndepărtat. Deci dacă acești doi bușteni ar fi egale, acesta va părea mai mare decât acesta. Și vom avea erori din cauza unghiului alfa. Adică un buștean circular, rotit, va deveni oval. Dacă mai aveți întrebări, vă rog frumos, trimiteți-le pe suport chat și vă vom răspunde cât de curând la ele.